Nu mai este mult până când elevii vor ocupa din nou locurile în bănci. Un alt fel de început de școală nedorit de nimeni, cu multe interdicții și reguli foarte clare. Din cauza numărului crescut de cazuri pozitive cu COVID-19, școala din Predeal va începe pe un scenariu galben, ceea ce înseamnă că doar o parte din elevi vor fi prezenți fizic la cursuri, excepție fac elevii claselor a 8-a și a 12-a. Sălile de clasă au fost amenajate, cum ați observat, prin recomandarea pe care am avut-o de a păstra un metru distanță, astfel încât am reușit să ne încadrăm mai puțin la învățământul primar, unde clasa a 3-a și a 4-a va funcționa în trei grupe, printr-o alternanță de două treimi prezență fizică și o treime acasă la o săptămână. O să cer puțină îngăduință din partea părinților, pentru că și pentru noi este un efort să ne adaptăm din mers și să găsim soluția ideală în aceste condiții. Așa cum se întâmplă de la începutul pandemiei, oamenii nu au acces suficient la informații care privesc numărul cazurilor de COVID-19, iar situația devine și mai complicată odată cu începerea noului an școlar. Încercăm cu mare eforturi să aflăm informații pe care să le transmitem și celorlalți părinți, pentru că și noi suntem părinți, la rândul nostru suntem interesați. Am reușit să aflăm ieri că rata de incidență la nivelul orașului Predeal este de 1,23 cazuri la 1000 de locuitori, ceea ce este îngrijorător. Suntem pe locul 2 la nivelul județului, vorbind de localitățile urbane. Pentru ca elevii să fie în siguranță, școala din Predeal va fi dezinfectată în totalitate. Am discutat cu secretarul orașului, care se ocupă acum de gestionarea orașului, să contracteze o firmă de dezinfecție pentru a face o dezinfecție generală a clădirii liceului înaintea începerii anului școlar. Școala va fi dotată cu produse igienizante necesare pentru toți elevii. Părinții își vor putea aduce copiii doar până în fața școlii, aceștia neavând acces în unitatea școlară.